Românii își vor alege noi reprezentanți pe care îi vor trimite în Parlamentul European în perioada 23-26 mai anul viitor. Consiliul Uniunii Europene a anunțat astăzi decizia prin care se stabilit intervalul în care vor avea loc următoarele alegeri europarlamentare. Hotărârea a fost luată în unanimitate de către Consiliul European după consultările cu Parlamentul Uniunii, conform unui comunicat de presă al Forului European. În urma alegerilor din 2019, numărul total al membrilor Parlamentului European va fi de 705 în loc de 751 cât sunt în prezent. Această schimbare va avea loc din cauza că Marea Britanie a decis să iasă din Uniunea Europeană. România va avea în 2019 33 de europarlamentari care vor fi aleși la nivel național față de 32 în prezent. Ultimele alegeri europarlamentare au avut loc în 22-25 mai 2014.